Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. În videoul de astăzi am pregătit un subiect destul de interesant și anume scuzele. Sunt momente în care noi trebuie să ne cerem scuze și momente în care ne așteptăm să primim scuze. Așadar am alături de mine cartea Codul Bunelor Maniere, pur și simplu propria carte și am să citesc câteva fraze, una, două, trei, probabil patru fraze legate de acest subcapitol care se numește scuzele. Și haideți să vedem care sunt informațiile pe care aș putea să vi le ofer pentru a vă aduce valoare. În primul rând, aș vrea să vă spun că dacă nu ni se cer scuze sincere, le vom accepta oricum și vom merge mai departe. În cazul în care noi trebuie să oferim scuze, o scuză trebuie să fie reală, venită din suflet și nu trebuie plasată alte persoane. Trebuie plasată alte persoane, adică să nu rugăm pe altcineva să-i spună: auzi, sună pe mama ta și spune că îmi pare rău. Da? Nu, sun tu și spui: mama, îmi pare rău. Iar acea scuză trebuie să fie cât se poate de reală. Cereți-vă scuze atunci când greșiți și nu solicitați să vi se ceară scuze. Dacă v-ați greșit, cereți-vă scuze. Dacă celălalt a greșit, nu este recomandat să-l puneți să-și ceară scuze. Dacă persoana care a greșit este politicoasă, își va cere singură scuzele de rigoare. În caz contrar, nu ține de dumneavoastră să îi învățați și pe ceilalți cei 7 ani de acasă. Acesta a fost videoul legat de scuze. Sper ca să înțelegeți informația pe care v-am transmis-o și ori de câte ori aveți ocazia, transmiteți sincere scuze directe și credeți-mă că nu face decât să îl îmblânzească pe celălalt și să vă ia în brațe sau să vă spună: nu este absolut nicio problemă. Am înțeles, ai greșit, s-a întâmplat, te înțeleg, e ok, omenește să greșești. Acesta va fi răspunsul celelalte persoane în momentul în care voi cere scuze. În cazul în care nu o faceți, acea persoană nu o să vă mai dea aceste replici și așadar o să stea cu un gol în comunicarea cu dumneavoastră și s-ar putea să lăsați o impresie proastă. Acesta a fost video de astăzi, sunt sigur că veți extrage lucrurile cu adevărat importante și esențiale.